Așa cum vă spuneam puțin mai devreme, în a doua zi de târg, astăzi joi, 21 noiembrie, la standul editurii Herald, primul eveniment din această după-amiază este vorba despre autobiografia lui Henry Ford, lecții de viață pentru afacere de succes, un eveniment prelejuit de lansarea în colecția Autobiografia a cărții Viața și opera mea, Henry Ford. Alături de noi în această după-amiază, în această seară, ca invitați, doamna Anca Irina Ionescu, traducător, una dintre cele mai active, aș spune eu, prezențe în activitatea colecției Autobiografia, pentru că a tradus multe titluri din această colecție și mulți autori îi sunt cunoscuți. Așteptăm din clipă în clipă, din cauza traficului, să sosească alți doi invitați pe care, mă rog, în momentul în care vor veni, am să-i mai pomenesc. Este vorba despre Ozana Ciușcă, accelerator de profituri inteligente, o titulatură mai specifică, exact așa cum și-a dorit, așa i-am și spus titulatura. Nancy Lungu, lector universitar, doctor la Catedra de Științe Cognitive a Facultății de Psihologie a Universității Titu Maiorescu din București. George Arion Junior, traducătorul cărții Viața și opera mea. Și în ultimul rând, colega mea, Luisa Neag, senior editor la editura Herald, curator al colecției Autobiografia. Deși titlul Viața și opera mea sugerează că este autobiografia lui Henry Ford, această carte este de fapt, a putea spune, un adevărat manual de filozofie aplicată nu numai în viață, dar și în afaceri, în educație și în sfera dezvoltării sociale. Volum semnat de acest excepțional industriaș și vizionar al lumii, Henry Ford. Volumul este în egală măsură și cronica succesului de care s-a bucurat una dintre cele mai mari afaceri americane. Numele Ford rămâne în istorie strâns legat de industrializarea secolului 20, de influența majoră pe care a avut-o ridicarea economiei și dezvoltarea societății americane, de inovații ca introducerea liniei de asamblare într-o fabrică, reducerea orelor de muncă la doar 8 ore pe zi și a săptămânii de lucru la doar 5 zile, conferirea salariului minim pe economie, dar și de conceptul de afacere, construită în baza unui profund respect pentru ființa umană și pentru marile principii ale naturii. Pentru că George Arion Junior se pregătește de o altă lansare la orele 18, am să încerc să fim puțin mai eficienți și am să-i dau lui cuvântul pentru prima dată, întrebându-l cum i s-a părut traducerea acestei cărți, okay? Cum i s-a părut traducerea acestei cărți față de alte cărți pe care le-a tradus la editura Herald, și aici aș da două exemple. Misterele femeii, pe care George a tradus-o și cu care noi, bineînțeles, ne vom vedea la evenimentul de sâmbătă, de la orele 18.30, Misterele femeii, și iarăși o altă carte cu care noi am avut eveniment decembrie anul trecut la Seneca, Sean Carroll, The Big Picture, marele tot. Iată, până la urmă vorbim despre trei cărți din trei registre diferite. Cum este personajul Henry Ford? Cartea a fost ușor de tradus. Știu că înainte de a începe evenimentul îmi și povesteai de niște lucruri tehnice legate de linia de asamblare a unor piese în mașină. Ce povestește Ford despre debuturile în business din tinerețea lui? Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Ca să te răspund întâi la întrebarea despre procesul traducerii. Eu am pornit de la premisa că dacă scrie Viața și opera mea o autobiografie, va fi o autobiografie. Și m-a făcut foarte frumos traduc. Ce primul capitol, primele pagini merg ușor ca o poveste, un jurnal. De altfel este și prima autobiografie pe care am tradus-o. O
să meargă mult mai ușor decât Misterele Femeii sau decât Sean Carroll sau... Și dăm de linia de asamblare, și dăm de diverse motoare, și dăm de piulițe și aibe. Deci a fost o muncă de cercetare destul de intensă, mai ales că anumiți termeni denotă niște realități, niște obiecte care nu mai sunt acum folosite, că sunt depășite, au fost îmbunătățite în sfârșit. Dar este o limbă engleză foarte curată, foarte ușoară, cu excepția termenilor de specialitate. A fost foarte plăcut pentru că, într-adevăr, e ca un fel de poveste. A fost plăcut pentru că este un tratat, un manual de filozofie a afacerilor și mi se pare că am învățat foarte mult citind și mai ales stând mai mult pe text pentru că trebuia și tradus, chiar am putut să aprofundez. Acum, personajul Henry Ford, cum reiese el din carte și am apreciat faptul că ai spus personajul Henry Ford și nu neapărat persoana Henry Ford, pentru că totuși este... autobiografie și putem să mai romanțăm niște lucruri în autobiografie. Personajul Henry Ford apare ca un personaj care a reușit cumva să creeze o aproape utopie, 99% utopie, mai ales în felul în care, asta mă impresionează cel mai tare, își tratează sau își trata angajații din toate firmele, din toate fabricile. Atât de mult interesa soarta lor și felul în care lucrau, încât ajungea chiar să fie puțin invaziv atunci când cumva încerca să restabilească programul de timpul liber. Voia să vadă că sunt oameni destoinici care au grijă de casă, de lor, de cămin, de familie, altfel ar fi fost sancționați sau chiar dați afară. E incredibil cum a reușit cu niște lucruri care acum nouă ni se par banale, ora de ziua de lucru de 8 ore sau salarii, mă rog, destul de mari, poate chiar raportat la volumul de muncă, a reușit să implementeze această viziune într-un moment în care ea nu era extrem de acceptată sau normală. Mai mult, angajează și femei în fabrici, angajează oameni invalizi, care altfel cine știe dacă ar fi avut ce să lucreze. Descrie în mai multe pagini cum cine nu are o mână poate să o folosească pe cealaltă. Cine are doar picioare poate să-și folosească doar picioarele. Pentru oricine, indiferent de ce problemă suferea, exista ceva de făcut, îi găsea ceva de făcut și dacă persoana respectivă nu abuza de încredere și chiar își făcea treaba, era recompensată pe măsură. Din acest punct de vedere, într-adevăr, mi se pare ceva inimaginabil cum a reușit să facă lucrul ăsta și la o scară incredibil de mare. Nu era doar o uzină, o fabrică, un mic atelier. S-a transformat până la urmă într-un adevărat imperiu. De asemenea, mi s-a părut un om cu gândire foarte, foarte sănătoasă, foarte orientată pe profit, într-adevăr, dar fără supra-solicitarea celor din subordinea lui. N-aș spune neapărat că mi s-a părut că e, eu știu, filantrop sau ceva, nu dădea bani de pomană, însă foarte corect. Când, dacă își făceau oamenii treaba bine, erau recompensați pe măsură, poate chiar și în plus, dacă nu, se ajungea la o discuție într-un birou, la un moment dat poate chiar procediere. Oricum, foarte plăcută carte, felicitări pentru alegerea ei în cadrul colecției de autobiografie și vă recomand cu căldură să o citiți. E incredibilă și nu e neapărat autobiografie, este, cum a spus și Sorin, un manual despre afaceri, despre cum ar trebui să se facă afacerile. Mi-a plăcut la nebunie. Mulțumim foarte mult, George Arion. Îl invităm și pe Nancy Lungu alături de noi. Mulțumesc, bună seara. Știm că traficul este așa cum este. Cer scuze, capul. Stai liniștit. Grozitor. Așa. Mulțumesc încă o dată, George, mulțumesc din suflet. Nancy Lungu, cum vă spuneam puțin mai devreme, lector universitar, doctor la Catedra de Științe Cognitive, Facultatea de Psihologie a Universității Titu Maiorescu din București. Aș vrea, pe scurt, să o rog pe colega mea, Luisa Neac, curatorul colecției Autobiografia, să ne povestească foarte pe scurt despre colecție, câteva titluri,
apoi să revenim la Henry Ford, viața și opera mea, și să povestim despre, așa cum spuneam și eu și cum spunea și George, despre acest personaj fascinant. Mulțumesc mult, Sorin, bine ați venit la noi în această seară. Henry Ford este un nume care nu putea să lipsească din panoplia de nume răsunătoare, aș putea spune, din colecția noastră Autobiografia. Veți găsi în această colecție de la scriitori, cum ar fi Virginia Woolf sau Mark Twain și alții, Victor Hugo, veți găsi pe Freud, îl veți găsi pe Nikola Tesla. Nikola Tesla. Pe Dalai Lama, iată, curând, așa, și pe Mahatma Gandhi, deci, pe Winston Churchill, deci, de la oameni de litere, oameni de stat, Caterina cea Mare, iată, trebuia să existe și un geniu al afacerilor și pe asta am să pun eu accent acum. Ce se poate spune despre un personaj care face din autobiografia lui, care, de fapt, autobiografia lui este un manual de afaceri. Adică el face și identifică viața personală cu viața profesională. Un lucru care, poate pentru noi, ar fi prea mult. Noi încercăm să facem o delimitare între viața personală și viața profesională. Am putea să-l acuzăm de alcoolism. Ar putea să spunem că în zilele noastre o astfel de abordare ar putea duce la ceea ce se numește burnout, un concept foarte la modă în lumea afacerilor. Dar Henry Ford se înscrie în ceea ce s-ar putea numi o psihologie a geniilor în afaceri și tocmai de aceea consider că autobiografia lui este foarte prețioasă, mai ales pentru cei care vor să devină antreprenori și în zilele noastre toată lumea vrea să devină antreprenor, să intrăm în interiorul gândirii și psihicului unui astfel de personaj care a dovedit că se poate avea succes de la zero. De foarte tânăr, el era pasionat de mecanisme, de mașini, și era atât de pasionat încât nu ținea cont de nimic. Această pasiune și această încredere în intuiția lui l-au făcut, și asta este una din caracteristicile genului său, l-au făcut să meargă înainte orice ar fi și să nu țină cont de absolut nimic din ce credeau ceilalți. Deci părinții lui doreau să-l vadă, să conducă, mă rog, să ducă în continuare ferma lor, voiau să-l vadă fermier. Și el a renunțat la școală la 17 ani ca să se ducă să lucreze într-un atelier, să construiască motoare. Mai târziu, în compania lui Edison, unde primise un post important, a renunțat la acest post pentru că, el zice că nici măcar nu a fost o problemă de alegere, pentru că știa că motorul lui va avea succes și pur și simplu a mers înainte, indiferent ce au spus ceilalți. De asemenea, aș vrea să punctez un aspect foarte important și sunt sigură că oamenii care au o experiență în mediul de afaceri o să vibreze la asta și poate o să ne spună mai mult. Modelul T, celebrul model T al lui Henry Ford, este un exemplu clasic de al ceea ce se numește psihologia de afaceri Blue Ocean, strategia de afaceri Blue Ocean, strategia oceanului albastru, în care succesul în afaceri nu se bazează pe distrugerea competiției, înlăturarea competitorilor, ci pe respectul față de clienți și pe dorința de a obține un produs și un serviciu de o calitate cât mai bună, și iar focalizarea nu era pe profit, ci pe această calitate a produselor și a serviciilor, care făcea ca pentru client să rezulte foarte mult respect și să fie foarte mult
mulțumiți și de aici apărea profitul. Deci nu se focalizau pe profit, ci pe calitate. De asemenea, lecțiile lui, mai spun un pic și gata, lecțiile lui de afaceri sunt foarte mult citate de către psihologi și psihoterapeuți și vorbitori motivaționali și o să vă dau doar câteva exemple, că de asta am venit cu ele aici, niște citate celebre ale lui Henry Ford, de exemplu, indiferent ce crezi că poți sau că nu poți, în orice caz ai dreptate. Acesta este un punct foarte important pe care toată lumea citează și, bineînțeles, e tulburător. Mai zice, eșecul e doar șansa de a o lua de la capăt mai inteligent. Sau, aviditatea după bani e cel mai sigur mod de a nu-i avea niciodată. Sau, cu greu poate cineva să ducă la bun sfârșit mai mult de o singură idee într-un timp dat. Sau, a munci e natural. La fel, și a ne da seama că prosperitatea și fericirea se pot obține doar prin efort cinstit. Deci sunt niște lecții de viață care se aplică, desigur, în afaceri în primul rând, dar se aplică și în dezvoltarea noastră personală. Deci recomand cu căldură această carte, care este mai mult decât o autobiografie, este, da, un manual de afaceri și este un manual de dezvoltare personală și un manual pentru cine dorește să se dezvolte ca antreprenor. Mulțumesc! Mulțumim, Luisa, oricum vom mai reveni. Uite, mai aduc în completare, mi-am notat și eu, mai spune Henry Ford, nicio sarcină nu este prea grea dacă o împarți în câteva sarcini mai mici. Nu banii îți aduc siguranța, siguranța ți-o poate da doar un bagaj valoros de cunoștințe, experiență și abilități. Nancy, Ford a fost un, aș spune, un pionier, un deschizător de drumuri în business. Succesul lui a fost favorizat de contextul vremurilor în care a trăit sau dimpotrivă? Pentru că aici m-aș referi un pic și la zona aceasta de concurență. Printr-un exercițiu de imaginație m-am gândit dacă ar apărea un Ford în zilele noastre. Oare ar mai avea acest context sau contextul respectiv favorabil sau nefavorabil, depinde cum îl percepem noi, în condițiile unei jungle, să spunem, competitive, foarte competitive în zona de business? Trebuie să spun ceva. A vândut jumătate din mașinile lumii. Deci la un moment dat firma Ford vânduse jumătate din producția mondială de mașini. Asta arată că înțelegea dincolo de contextul imediat. Și dacă ne uităm la el, el este atât de convins că variația mediului e importantă, încât spune, niciodată să nu crezi că ai dreptate. Testează, testează, testează. Uimitor e că el nu a testat în ideea de diversitate. De asta a rămas la un singur model. Asta l-a și făcut mare, asta l-a dus la un moment dat și la pierdere. La un moment dat ne aflăm firmele Ford că e să închide 5 luni de zile, pentru că efectiv nu mai aveau ce să mai vândă, nu mai erau cumpărate. Însă, a avut un singur model, modelul T, îl perfecționează în fiecare clipă, spune, ceea ce mă interesează este să obțin un model și mai bun decât cel anterior, dar pe baza celui pe care l-am acum. Nu iubește diversitatea, este profund împotriva ideii de diversitate, numai de dragul diversității. Chiar își păstrează conservatorismul ăsta inclusiv în idei, spune, o idee nouă, mai degrabă nu-i bună sau nu e bună că e nouă sau veche. În schimb, are o înțelegere, eu am rămas uimit de câtă înțelegere avea la vremea respectivă, totuși vorbim de 1923, dacă nu mă înșel, în înțelegerea mecanismelor de gândire. Spune, e foarte clar, nu te uita la rezultat. Asta o spune încă de la început. De asta are o cultură foarte ciudată pentru un capitalist. Nu-i plac finanțiștii, nu-i plac cei cu bani. Spune, dacă te uiți la bani, ai pierdut scopul și, în primul rând, ai pierdut motivația. Apropo de chestiunea asta, noi am învățat ceva mai târziu cât de important e motivațional să împarți în sarcini din ce în ce mai mici pe care să le rezolvi, pentru că asta te va face să fii mai motivat să mergi mai departe. E, din punctul ăsta de vedere, Ford
vede extrem de multe lucruri. El mai degrabă, el vrea aici să aibă și un manual de viață. O spune clar, e un cod, eu vreau să fie un cod universal și modul în care faci afaceri este modul în care trăiești și vreau să fie un cod universal și vrea să facă demonstrație. E un om încăpățânat în ce măsură? În măsura în care spune, adun un argument mai bun sau arată-mi că funcționează mai bine altceva. Și din punctul ăsta de vedere, eu am rămas uimit, pentru mine a fost, cartea e ca o capcană, vă zic sincer. Încep, o citesc, spui, ok, e lejeră, o să o citesc. Când deodată te trezești că ai făcut pași mulți, că ești de acord cu lucruri care, stai puțin să le înțeleg mai bine, trebuie să revin puțin. E la citit extrem de lejeră, lucrurile scapă ușor de sub control. Ai senzația că ai înțeles, după care te trezești în concluzii uneori opuse a ceea ce crezi, ceea ce aștept mult de la o carte. Revenind puțin, el ne cere un lucru, spune, dacă vei munci onest, rezultatele în mod sigur trebuie să vină. Niciodată nu trebuie să te uiți la orice altceva, dar să vă spun ceva, are o gândire onestă. Ford niciodată, și aici se vede și din cartea lui și din modul în care și-a trăit viața, acolo unde și-a pus vorbele și-a pus și banii, n-a fost din categoria celor care i-a învățat pe alții ceea ce el nu experimentase. Întâi a făcut-o și a făcut-o până acolo unde uneori a pierdut și a pierdut semnificativ. Să ne gândim cât de revoluționară e ideea de a reduce orele de muncă, a da weekend. Ford făcea lucrul ăsta, noi nu vedem foarte ciudat fordismul, noi nu vedem ca un soi de capitalism de ăsta feroce, dar haide să ne gândim, este omul care a spus reduceți orele, dați weekend, crește salariile, dublați-le. A dat primă îl 13 la salariu, cred cum am spune noi, l-a dat într-un moment în care America s-a aflat într-o criză profundă. E un om care vorbește tot timpul despre nevoile individului dincolo de ceea ce se câștigă. Eu am rămas uimit, trebuie să vă spun sincer, nu știu dacă viața lui în practică, și mi-ar plăcea să existe personajul ăsta, dacă în practică el a ținut să facă așa cum povestește. Una dintre cele mai oneste minți pe care l-am văzut, a greșit, evident, a greșit enorm, dar nu s-a ferit să-și asume ceea ce vrea să facă. Din punctul ăsta de vedere, e departe de timpurile noastre, are o etică a muncii uimitoare, spune, nu contează cât câștigi, contează cât ai oferit. Din punctul ăsta de vedere, spune, niciodată nu trebuie să produci și să vinzi la un preț mai mare decât face. Lucrul ăsta e nesănătos pentru toți. Și el, dacă stăm să ne uităm, s-a ținut de lucrul ăsta în plină criză, iarăși, automobilul care la momentul ăla costa cam $700, îl duce undeva spre 400, ceea ce e incredibil, adică ține tot timpul să servească corect. El spune, economia înseamnă un serviciu bine oferit. În rest, lucrurile vor veni de la sine. Un antirăzbunic, un antisemit, asta i s-a reproșat foarte mult. Și acolo se comportă destul de consecvent, adică până în ultima clipă justifică de ceea ce crede, ceea ce crede, dar dincolo de toate, este o minte extraordinară, mai ales în zona asta de a înțelege de ce face ceea ce face. Un manual îl urmărea și simțeam că dincolo de concluzie e important să-i urmărești gândirea. Că dacă reușești să însușești tipurile astea de gândire, rămâi cu ceva interesant. Pe mine nu m-a impresionat, adică a fost mult dincolo de afaceristul Ford. Afaceristul Ford aproape că, deși știu că el s-ar defini în felul ăsta, mi se pare secundar. Mi se pare un om care a înțeles, o minte vie. Înțelegea, întotdeauna vrea să înțeleagă ceea ce se întâmplă. Mulțumesc foarte mult, Nancy Lungu. Și apropo de ce spuneai puțin mai devreme de antisemitism, dacă stăm bine să ne gândim, chiar și în istoria și în cultura românească, foarte multe personalități, la începutul anilor, la începutul secolului 20, aveau această, să spunem, orientare. Deci era ceva firesc. O spun exact în ideea în care o minte onestă, și eu cred că este așa cum o minte onestă, uneori poate să greșească și îmi place foarte mult că și asumă lucrul ăsta. Adică se vede foarte clar, scrie despre lucrul ăsta, are. Dacă și o minte onestă uneori poate greși, trebuie să fim atenți și la aspectul ăsta. Doamna Anca Lina Ionescu, de ce vorbim acum despre Henry Ford? De ce este el atât de important și în ce constă filozofia lui de viață? A
asta e greu de spus, de ce vorbim despre Ford, pentru că toată lumea vorbește despre Ford, pentru că într-o colecție de autobiografii, o asemenea personalitate, aș spune eu, nu putea să lipsească. E o colecție care mie mi-este foarte dragă, trebuie să spun într-adevăr, sunt foarte atașată de ea, multe din cărțile care au apărut sunt traduse de mine, cu toată dragostea, pe aceasta n-am tradus-o eu, îmi pare rău, trebuia să fie aici încă traducătorul, pentru că aș fi vrut să... A fost puțin mai devreme, a fost, dar n-am apucat să-i spun, știu, dar laudele trebuie aduse în public celui care le merită, ori dacă nu e aici, nu poate primi laudele, asta e un principiu fundamental în pedagogie. Critica se face între patru ochi, laudele în public. Deci vă rog să-i transmiteți laudele mele. Dumneavoastră ați spus că se citește ușor. Totdeauna când o carte se citește ușor, nu trebuie să uitați că dacă ea este tradusă, în mare parte această ușurătate a lecturii se datorează traducătorului. Pentru că și dacă au existat asperități în original, fără să vrea, traducătorul le netezește. Pentru că e greu să traducă o frază fără propoziție principală sau o propoziție fără predicat. Dar, dincolo de aceasta, Ford trebuie să fie, în primul rând, în această colecție, pentru că este un mare umanist. Dumneavoastră ați vorbit aici foarte frumos până acum de calitățile lui, de om de afaceri. Ca om de afaceri, îmi permit să spun că este extraordinar de modern. Nu? Da, eu am participat la multe cursuri de managerial, de managerism modern și câteva din principiile pe care le-am învățat acolo se regăsesc în totalitate la el, să numesc numai câteva. Deci această fidelizare a cumpărătorului, a clientului, ceea ce a spus dumneavoastră că dorește să obțină, să ofere servicii de calitate, spune acest lucru, spune la un moment dat chiar că nu dorește să ofere niște obiecte, niște servicii care să se perimeze repede, pentru ca după aceea cumpărătorul să fie obligat să vină să cumpere altceva. Așa cum este acum societatea de consum, nu cumperi un obiect, până ajunge acasă, s-a destrămat, trebuie să cumpere altul. La el acest principiu nu exista, deși poate că ar fi avut mai mult profit, dar el a vrut să-și fidelizeze clienții și spune la un moment dat, eu voi produce obiecte care și peste 10 ani vor găsi piese de schimb. Pentru că în felul acesta îmi fidelizez, îmi găsesc niște clienți permanenți. Un alt principiu al conducerii resurselor umane, care este foarte la mod acum, este această grijă, cum ați numit-o dumneavoastră, pentru salariat și bunăstarea lui. Acum ni se spune la cursurile pentru manager că un muncitor, un lucrător fericit va fi mai productiv, va lucra mai bine. Deci noi trebuie să-i creăm condiții de tot felul, și psihice și fizice, nu așa numai din bunătatea sufletului nostru, ci pentru că dacă el va avea aceste condiții, va lucra mai bine și compania ca atare va avea de profitat de aici. Iar dacă îi dăm 2 zile libere pe săptămână, în celelalte 5 va lucra cu o productivitate ridicată. Și într-adevăr așa a fost. El spune la un moment dat, dacă îmi permiteți să... O să citesc dacă reușesc, dacă nu o să spun aproximativ din memorie. Munca trebuie să fie liber consimțită. Și într-adevăr, din perspectiva vârstei mele venerabile, pot să vă spun că nu există bucurie mai mare și binecuvântare mai mare, zic eu, pentru un om, decât să-și câștige pâinea cu activitatea care îi este cea mai dragă. Atunci când muncești de dragul de a munci, parcă nici nu obosești. Acesta este principiul care ni se predă acum la cursurile de resurse umane și care este foarte la modă. Și această așa zisă apreciere a lucrătorului și în general a personalului 360 de grade. Deci el trebuie să primească încuvințarea și aprecierea de sus, de la superiorii lui, de jos, de la subordonați, dar și de la cei egali cu el. Așadar să existe o personalitate completă. Face și o comparație foarte interesantă pentru vremea aceea cu munca în Uniunea Sovietică.
nu? Spune că în America muncitorul lucrează 8 ore pe zi, iar în Uniunea Sovietică lucrează câte 12 și 14 ore. Într-adevăr, nu știu dacă știți, dar în acea perioadă, imediat după războiul civil devastator din fosta mare Uniune Sovietică, exista săptămâna de lucru de, nu știu câte zile, era liber în toate zilele din lună cu 7. Deci erau numai 3 zile libere pe săptămână, pe lună, 17 și 27. Vă dați seama ce volum de muncă era, toată lumea muncea și salariul nu se discuta, cât era, ăla era. În plus, datorită acestui ritm extraordinar de muncă și lipsei de forță de muncă, s-a întâmplat ceea ce în America nu s-a întâmplat, adică în Rusia femeia a devenit egală cu bărbatul. Este prima țară în care, într-adevăr, femeia a devenit egală cu bărbatul, dar iarăși nu din generozitatea guvernului comisarilor sovietici, ci din necesitatea acoperirii forței de muncă care lipsea. Ford a ales altă cale, a mărit salariul muncitorului. Deci există două posibilități. Fie mărești salariul bărbatului în așa fel încât din acel salariu să-și poată întreține și nevasta și 2-3 copii, eventual și părinții care sunt în vârstă și nu toți au pensie, fie faci așa cum au făcut sovieticii, reduci la jumătate salariul bărbatului și atunci, vrând nevrând, femeia va trebui să intre în câmpul muncii și procesul de producție și să fie egală cu bărbatul. Și iată așa și la fel și după al doilea război mondial și noi am devenit cât mai egale cu bărbații. Ei bine, la Ford se vede în primul rând omul și grija pentru aproapele lui. Dacă a fost antisemit sau nu, asta nu discut, e o chestiune personală, nu contează, pentru autobiografia lui are prea puțină importanță. Oricum a fost foarte creștin, pentru că grija pentru aproape și iubirea pentru aproape este propovăduită în mod egal și la noi, și la islamici, și la mozaici, la toată lumea. Deci toți sunt egalii noștri și de toți trebuie să avem grijă. Iar el era omul care spunea, așa cum a subliniat și colegul meu, că era întotdeauna gata să dea o șansă fiecăruia. Și acum noi vorbim despre locuri de muncă adaptate pentru persoanele cu dizabilități. Nu trebuie și mai mult. Dacă o companie angajează persoane cu dizabilități, statul îi dă un anumit ajutor. Ei bine, Ford făcea acest lucru, fără să primească, bineînțeles, bonus. Dar, vedeți, el o făcea atunci, acum 100 de ani. Noi o facem acum pentru că așa ni se spune și că așa este frumos. El simțea că așa este omenește drept și așa contribuie la menținerea demnității umane. Mai mult chiar, dădea o șansă infractorilor. Spunea la un moment dat că poate să vină de la orice închisoare, dacă e dispus să muncească, asta nu contează să-și facă treaba. Deci eu am văzut în Ford, dincolo de faptul că, sigur, este o autobiografie și orice autobiografie va fi cu o viziune pozitivă, pentru că nimeni nu scrie despre el nimic rău sau poate să scrie critic. Iar faptul că a avut, că a făcut greșeli, e foarte bine. Toți suntem oameni, toți greșim. Din greșeli învață omul, spune un foarte vechi proverb, iar experimentele, din câte știu eu din știință, faptul că ai greșit, adică un rezultat negativ la o experiență, este la fel de valoros ca unul pozitiv. Înseamnă că am încercat, așa nu se poate, deci nu voi mai încerca în felul acesta. De asta spun, Ford pentru mine este un exemplu de om, în primul rând, de mare umanitate și după aceea, sigur, și un manual de business, de promovare a afacerilor, de accelerare a profitului, dar de accelerare a profitului pe o cale umană și având în centru, în special, figura omului și interesul și bunăstarea lui. Și deocamdată atât. Mulțumim, doamna Ionescu, și pentru că tot vorbeați despre accelerarea profitului, dăm microfon Ozanei Giușcă, care s-a alăturat la acest eveniment alături de noi. Ozana, ce te-a impresionat la autobiografia lui Henry Ford și, până la urmă, care este secretul reușitei lui? Ce m-a impresionat?
impresionat pe mine este că el a început această afacere, în primul și în primul rând pentru că a identificat o provocare pe care el o avea și evident și oamenii din jurul lui, aceea de a putea fi mai eficienți în transport, ne bazându-se numai pe cai care erau scumpi pentru a fi întreținuți și evident exploatați. Pe de altă parte, m-a impresionat foarte mult determinarea lui, mai ales care e foarte, foarte relevantă pentru omul de rând de astăzi. Mai ales faptul că el a fost ghidat sau un pic, nu știu dacă aș putea să ne forțat, de familia lui să meargă să continue munca la fermă, tradiția familiei. Iar el a ales să satisfacă cumva și familia, să-și primească și banii de acolo pentru că avea nevoie de susținere financiară, dar a ales să meargă pe calea lui. Și mi se pare foarte important și modern acest concept pe care îl văd acum că revine. Deci el l-a urmat atunci, acum 100 de ani, și cumva oamenii în mare au făcut ce au spus părinții în general, dar acum este un nou trend ca noi să ne descoperim pe noi și să mergem pe calea noastră, indiferent de ce ne spune sau ne dorește familia. Și pe mine m-a impresionat foarte mult că chiar atunci, la acea vreme, el a avut acest curaj. Deci el a mers pe pasiunea lui, pe mecanică, neavând instrumentele performante pe care le-au avut alții, dar fiind foarte, foarte pasionat de mecanică, a reușit, mă rog, inițial să facă, să repare ceasuri și apoi, studiind în continuare mecanică, a reușit să construiască acest automobil, mă rog, pe care îl știm cu toții. Din determinarea lui de a studia, a ieșit această mașină și a făcut un progres imens, zic eu, pentru societate, datorită faptului că el nu s-a lăsat influențat de alții care îi spuneau nu și nu s-a lăsat să accepte că nu se poate. Deci el a mers pe principiul îmi place, este nevoie de ceva și este menirea mea, dacă vreți, să dezvolt un produs care ne ajută pe toți și mai ales un produs pe care să poată să și-l să-l plătească toți, să și-l permită toți. Pentru că la momentul respectiv, deci el nu este primul care a inventat mașina, mă rog, a inventat mașina, dar nu așa, nu primul care a inventat motorul, da. La acel moment exista acel locomobil care era folosit în agricultură, dar era foarte mare și foarte costisitor. Și el a zis, ok, hai să văd cum pot eu să folosesc ceea ce există, deci a investit să înțeleagă el ce înseamnă acel produs, acel motor, și cum pot să îl fac eu mai bun pentru transportul oamenilor de acum și să-l fac și mai ieftin, astfel încât oamenii să și-l permită. Deci au fost întrebări cheie la care el a căutat răspunsul. Ce mi se pare foarte relevant pentru omul de afaceri din ziua de astăzi este că pui întrebarea potrivită și atunci găsești răspunsul. Și întrebarea potrivită, evident, pe care el și-a pus-o, a dus la dezvoltarea Fordului. Dar la o dezvoltare, să spunem, primară a unei mașini, așa cum a putut el să o facă inițial, pe care ulterior a perfecționat-o, a dezvoltat-o și a îmbunătățit-o. Și iarăși ne întoarcem la business-ul de astăzi. Îmi place foarte mult să văd că absolut tot ce a făcut el acolo este 100% relevant astăzi, dar care cred că a fost pierdut la un moment dat. Deci acum 50 de ani cred că nu era atât de relevant cum este astăzi gândirea lui de acum 100 de ani. Părerea mea, sau mă rog, așa le percep eu. De ce spun lucrul acesta? Pentru că el, da, se focusează foarte mult pe a aduce valoare, pe a îmbunătăți viața oamenilor, iar profitul vine efectiv ca o consecință. Evident că ai nevoie de profit, deci nu spune fă doar pentru din muncă patriotică. Un business e făcut să genereze profit, ceea ce e evident valabil și ziua de azi și oricând. Dar focusul este pe a da celorlalți. Și
ce spuneam că este foarte relevant pentru ziua de astăzi, este dezvoltarea tehnologică. Atunci s-a dezvoltat mașina, astăzi se dezvoltă roboții, artificial intelligence și practic se dezvoltă în pași. Nu aștept să fac un produs 100% bun acum, ci ies pe piață cu ce pot și îl îmbunătățesc pe parcurs. Este conceptul de MVP, de Minimum Viable Product din Silicon Valley, în care dezvolt ceva cum pot inițial cu resurse minime, primesc feedback-ul de la oameni, de la utilizatori și apoi îl dezvolt mai departe. Deci paralela mi se pare incredibilă. Pentru mine a fost wow că un om acum 100 de ani putea să gândească atât de modern cum e nevoie să gândim acum. Și da, îl apreciez foarte mult pentru spiritul antreprenorial pe de-o parte și pe de altă parte pentru faptul că pe de-o parte a investit în el și la fel astăzi dacă nu investești în tine n-ai nicio șansă. L-a interesat binele oamenilor, l-a interesat evoluția, progresul societății, lucruri care sunt absolut de bază în economia de astăzi. Deci, practic, aș face o paralelă între... De fapt, aș vedea cartea lui nu ca pe o autobiografie, ci ca pe unul din cele mai bune manuale de business din economia modernă. Principiile sunt atât de relevante acum, mai relevante ca niciodată. Și avem foarte mult de învățat din această carte. Mulțumim, Ozana. Deci putem vorbi cumva la personalitatea lui Henry Ford și despre latura lui caldă, umană, empatică față de angajați, față de semeni. Luisa, cu ce ar trebui să rămână cititorul după lecturarea acestei cărți? O stare de încredere în sine foarte mare și, așa cum a spus și Ozana, aceste principii sunt valabile până în prezent, tocmai pentru că, spuneam eu înainte să vii tu, că el, prin felul în care s-a manifestat, a dovedit că este un geniu în afaceri și un geniu întotdeauna este vizionar și ideile unui geniu întotdeauna sunt valabile la nesfârșit. Am mai spus și că el este un model pentru ceea ce se numește strategia Oceanului Albastru și, de fapt, asta este măiestria în afaceri, să găsești un segment, nu știu cum, nu cunosc terminologia așa, dar un segment de piață pe care să-l exploatezi în sensul căruia să-i oferi ceva ce nu i s-a mai oferit sau poate i s-a oferit, dar nu în această formă. Sigur, înveți acum să ne dea pe tavă ce anume să oferim unui public, dar o să ne înveți această psihologie care se află în spatele unui geniu în afaceri. Deci o să rămânem cu o structură pe care dacă o citim de mai multe ori și dacă deslușim ideile importante, putem să formăm, așa cum am spus, această structură pe care să ne creăm propria noastră viziune eventual. Și, bineînțeles, asta dacă vrem noi să fim antreprenori. Dacă nu, pur și simplu o poveste excepțională a unui om care ne inspiră, care ne ajută să înțelegem că se poate, dacă avem credere, dacă avem determinare, cum spune Ozana, și da, cam așa. Mulțumim foarte mult, Luisa Neag. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această seară la un prim eveniment la standul editurii Herald. Autobiografia lui Henry Ford, lecții de viață pentru afacere de succes. Eveniment prilejuit de lansarea cărții Viața și opera mea, Henry Ford, în colecția Autobiografia a editurii Herald. Le mulțumesc invitaților noștri care au fost alături de noi în această seară cu informații foarte utile. Ozana Giușcă, Nancy Lungu a plecat puțin mai devreme, de asemenea traducătorul cărții George Arion Junior, doamna Anca Irina Ionescu, colega mea Luisa Neag, senior editor Herald și curator al colecției Autobiografia, cu îndemnul, la fel ca al invitaților mei, achiziționați această carte. Este o carte remarcabilă, este o adevărată poveste de, nu doar de business, ci este o poveste, în primul rând, o poveste de viață a unui om, a unui mare om, a unei mari personalități din istoria umanității, a unui om remarcabil. Vă invit
aici la următorul eveniment, în colecția SFR, eveniment pe tradiția via Cabalei sau, cum place mie să-i spun, înțelepciunea tainică a Cabalei de la ora 18.30. Vă mulțumesc mult! Și, nu în ultimul rând, Sorin Lucaci a fost între noi. Îl felicităm pentru felul foarte degajat și plăcut în care a moderat această întâlnire. Sper că sunteți, stimate doamne, în asentimentul meu. Felicitări! Să rămână, mulțumesc mult de tot!